Microbiștii pot urmări în siguranță partidele de fotbal care se desfășoară în Ploiești, pentru că jandarmii de la gruparea mobilă Matei Basarab sunt pregătiți să intervină rapid și eficient în caz de violențe pe stadioane. Cel puțin așa reiese în urma efectuării unui exercițiu complex pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Le-au prezentat activitățile ce se desfășoară pe timpul efectuării controlului corporal și accesului pe stadion a spectatorilor de către firma de pază, precum și executarea intervenției pentru restabilirea ordinii publice în arena sportivă și evacuarea suporterilor violenți cu ocazia desfășurării unei manifestări sportive. La această activitate de pregătire au participat atât reprezentanții forțelor cu care se cooperează, dar și reprezentanții ai clubului organizator de jocuri și competiții sportive, responsabilul de ordine și siguranță publică și șefii de dispozitiv ai firmei de pază care asigură măsurile de ordine publică pe stadion.